În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeule, Împărate Ceresc, ne închinăm Ție și Te slăvim în această zi de luni, care e început al săptămânii, prosternându-ne înaintea chipului Tău Sfânt. Îți înfățișăm rugăciunile noastre și cerem îndurare și ajutor în toate împrejurările vieții noastre. În această zi de luni, preamărim dragostea și înțelepciunea Ta, rugându-Te să ne ocrotești și să ne călăuzești pe calea cea dreaptă. Fii lumina noastră în mijlocul întunericului și întărește-ne puterea în fața slăbiciunii. Ajută-ne să ne deschidem inimile și mințile către Tine, să primim cu bucurie învățăturile Tale și să le trăim în fiecare zi. Îți mulțumim, Doamne, pentru darul acestei zile și pentru toate binecuvântările pe care le aduci în viața noastră. Te rugăm să ne ajuți să folosim fiecare clipă din această zi pentru a-Ți aduce slavă și pentru a ne apropia mai mult de Tine. Dă-ne puterea de a face fapte bune și de a împărți iubirea Ta cu cei din jurul nostru. În această zi de luni, Te rugăm să ne ajut să depășim orice obstacole și să ne îndrum pe calea cea dreaptă. Fă ca această zi să fie plină de bucurie și împlinire pentru noi și să aducă pace și armonie în inimile noastre și în lumea înconjurătoare. Te rugăm, Doamne, să ne ierți păcatele și să ne dăruiești harul și mila Ta în această zi și în toate zilele vieții noastre. Ajută-ne să ne supunem voii Tale și să căutăm întotdeauna să ducem la împlinire voia Ta în toate ale noastre. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate darurile și binecuvântările Tale. Te rugăm să ne ocrotești și să ne călăuzești în această zi și în toate zilele vieții noastre, până când ne vom reîntâlni cu Tine în Împărăția Cerurilor. Amin.